Aș vrea să transmit o lucrare pe care Dumnezeu mi-a arătat-o pe când mă rugam pentru tineretul bisericii. S-a arătat în felul următor. O mulțime de tineri și în mijlocul lor s-a înălțat o cruce, dar de fapt vârful de deasupra nu l-avea, deci era ca o formă de teu. Pe crucea aceasta s-a urcat un șarpe, s-a încolătăcit pe piciorul crucii și a urcat mai bine de jumătatea ei și apoi s-a întors către mulțimea de tineri ca și cum ar vorbi un om, dar din gura lui împroșca cu un fel de apă, așa cum s-ar turna dintr-o strobitoare. Cei peste care se turna apa o primeau ca pe ceva plăcut și la prima vedere era ceva încântător. Șarpele acesta și-a continuat urcușul și s-a suit pe bara transversală și acolo a luat o poziție mai bună și de acolo a început din gura lui să arunce un debit mai mare de apă din aceea. Și așa cum spuneam, era bine primită de cei mai mulți din tinerii care se găseau acolo. Duhul Sfânt făcea de cunoscut că, de fapt, apa aceasta nu era o apă bună, o apă pură, ci era o apă otrăvită. Pe moment, se părea că îmbiorează pe cei care o beau și care erau stropiți cu ea, dar avea să aibă urmări tragice asupra lor. Duhul Sfânt ne înștiința să ne rugăm pentru tinerii bisericii, pentru că sunt într-o mare primejdie când vrăjmașul se va folosi de toate metodele ca să stricoare învățături și erezii care să le ucidă sufletul. Și Domnul ne dădea următoarea soluție. Spunea așa, să ne rugăm, părinți, frați, surori, membrii comunității, să ne rugăm cu toții și să avem în vedere în mod deosebit copiii noștri, tinerii bisericii și să ne rugăm ca acest plan al vrăjmașului să fie nimicit. Făcând lucrul acesta și înălțându-se rugăciuni către Dumnezeu în direcția aceasta, crucea aceasta pe care se urcase șarpele la un moment dat a început să devină incandescentă, să ardă ca un rug și atunci el n-a mai putut să rămână pe ea. A fost așa ca prăjit, a trebuit să părăsească locul acesta și să nu-și mai poată face lucrarea. Îndemn, cu ajutorul lui Dumnezeu, să luăm în seamă cuvintele acestea pe care le-am primit de la Dumnezeu și cu ajutorul lui le aduc la cunoștința dumneavoastră și îndemn pe toți frații și surorile să ne punem cu inimă curată, cu un gând bun, cu un foc lăuntric, pentru că cu cât va fi mai puternic focul din inimile noastre și focul rugăciunilor noastre, cu atât și rugul acesta se va prinde mai puternic și vrăjmașul nu-și va putea face lucrarea. Vă mulțumesc în numele Domnului Iisus că m-ați ascultat și rămân cu îndemnul să nu stăm nepăsători față de ceea ce Dumnezeu ne-a învățat să facem. Amin și Domnul să vă binecuvinteze!